Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne pregătim să citim un text care îl avem în calendar pentru seara aceasta, un text care cred că majoritatea dintre dumneavoastră nu l-ați citit de mult și poate chiar unii care au ajuns la pasajul acesta a sărit peste el pentru că nu e așa de interesant pentru noi, e din Vechiul Testament, din Levitic. Capitolul 16, Vechiul Testament, Levitic, capitolul 16, despre legea pentru sărbătoarea de peste an a ispășirii. De multe ori când ajungem la pasajele acestea grele, le ocolim, sărim peste ele, spunem că nu ne interesează, nu-s pentru noi, asta e legea Vechiului Testament, dar pentru că avem în calendar textul acesta, și pentru că l-am citit de mai multe ori, consider că e necesar și e bine să îl citim și să ne familiarizăm cu el. De aici, cu ajutorul Domnului, aș dori să aduc câteva gânduri în fața dumneavoastră în seara aceasta. Leviticul, capitolul 16. Domnul a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii ai lui Aron, morți când s-au înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis lui Moise, vorbește fratelui tău Aron și spune-i să nu intre în tot timpul în sfântul locaș, dincolo de perdeaua din lăuntru, înaintea capacului ispășirii, care este pe chivot, ca să nu moară, căci deasupra capacului ispășirii mă voi arăta în nor. Iată cum să intre Aron în sfântul locaș. Să ia un vițel pentru jertfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot. Să se îmbrace cu tunica sfințită de in și să-și pună pe trup ismenele de in, să se încingă cu brâul de in și să-și acopere capul cu mitra de in. Acestea sunt veșmintele sfinte cu care se va îmbrăca el după ce își va spăla trupul cu apă. Să ia de la adunarea copiilor lui Israel doi țapi pentru jertfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot. Aron să-și aducă vițelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. Să ia cei doi țapi și să-i pună înaintea Domnului la ușa cortului întâlnirii. Aron să arunce sorți pentru cei doi țapi. Un sorț pentru Domnul și un sorț pentru Azazel. Aron să ia țapul care a ieșit la sorț pentru Domnul și să-l aducă jertfă de ispășire. Iar țapul care a ieșit la sorț pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului ca să slujească pentru facerea ispășirii și să îi se dea drumul în pustie pentru Azazel. Aron să-și aducă vițelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. Să-și junghe vițelul pentru jertfa lui de ispășire. Să ia o cădelniță plină cu cărbune aprinși de pe altarul dinaintea Domnului și doi pumni de tămâie mirositoare pisată mărunt. Să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru. Să pună tămâie pe foc înaintea Domnului pentru ca norul de fum de tămâie să acopere capacul ispășirii de pe chivotul mărturiei și astfel nu va muri. Să ia din sângele vițelului și să stropească cu degetul pe partea dinainte a capacului ispășirii spre răsărit. Să stropească din sânge de 7 ori cu degetul lui înaintea capacului ispășirii. Să junghe țapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă sângele dincolo de perdeaua din lăuntru, cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele vițelului, să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii. Astfel să facă ispășire pentru sfântul locaș, pentru necurățiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii care este cu ei în mijlocul necurățiilor lor.
Să nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aron să facă ispășirea în sfântul locaș, până va ieși din el. Să facă ispășire pentru el și pentru casa lui și pentru toată adunarea lui Israel. După ce va ieși, să se ducă la altarul care este înaintea Domnului și să facă ispășire pentru altar. Și să ia din sângele vițelului și țapului și să pună pe coarnele altarului și de jur împrejur. Să stropească pe altar cu degetul lui de 7 ori din sânge și astfel să-l curețe și să-l sfințească de necurățiile copiilor lui Israel. Când va ieși, când va isprăvi de făcut ispășirea pentru sfântul locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu. Aron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei. Să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. Amin. Ne oprim aici cu citirea cuvântului și vă invit respectos să vă reașezați. Probabil că cu ocazia aceasta și cu textul acesta înțelege mai bine de unde s-a născut expresia țap ispășitor. Cine va fi țapul ispășitor? Termenul acesta e folosit foarte des în biserici și mai mult în politică. În politică. Dacă s-a făcut o gafă undeva, trebuie găsit un țap ispășitor. Nu poți să-i pedepsești pe toți. Trebuie să îl găsești pe unul care să-l pun la zid, ăla să-și dea demisia, ăla să fie judecat, pedepsit, poate închis, și plătește ăla pentru toți ca să nu fie toți scoși la judecată. Probabil că înțelegem de unde vine termenul acesta. De aici, din textul pe care l-am citit. Frați și surori și iubiți tineri, textul acesta și pasajul acesta și ce urmează în continuare are de-a face cu păcatele marelui preot și cu păcatele poporului. Porunca lui Dumnezeu referitoare la toate detaliile de aici are de-a face cu păcatele lui Israel și cu păcatele marelui preot. Așa a poruncit Dumnezeu ca să rezolve marele preot problema păcatelor lui și problema păcatelor poporului. Când citești textul acesta și vezi câte detalii, cât de mare atenție la fiecare lucru, zici, Doamne, dar problema asta e serioasă. Iubiți frați și surori, e foarte serioasă. De aceea am și intitulat mesajul Gravitatea păcatului. Gravitatea păcatului. Sau seriozitatea păcatului. Păcatul nu e o problemă superficială cum ne face lumea din jur să crede. Sau Hollywoodul. Sau societatea sau cultura. A, nu e nicio problemă. Păcatele le-a rezolvat Domnul Hristos. Mergem, păcătuim, iar venim, iar păcătuim, iar venim. Nu e nicio problemă. Acum nu mai e problemă cu păcat. Avem de aici, aici de a face cu un Dumnezeu sfânt. Vreau să pun întrebarea, s-a schimbat Dumnezeu de atunci și până acum? Dumnezeu însuși, ca ființă, ca persoană, s-a schimbat? Nu. Și a schimbat Dumnezeu atitudinea față de păcat între timp, de atunci și până acum? Nu. Iată cât de grav este păcatul. Și începem cu cei doi fii al lui Aron care au murit. În versetul 1 se face referință la cei doi fii al lui Aron care au murit. Dumnezeu i-a omorât. Și dacă vrem să vedem mai exact ce s-a întâmplat, dăm câteva pagini în urmă Sfânta Scriptură, cei care o veți, la Leviticul, capitolul 10, versetele 1 și 2. Iată ce s-a întâmplat. Un lucru mărunt, fraților. Un lucru mărunt. Pentru noi, noi îl treceam cu vederea. Noi ziceam, pentru o chestie din asta, chiar dacă venea la comitet, venea la comitet, o discutam,
Noi ziceam, bă, fraților, hai mă, fiți serioși, mă. O mustrare, îl tragem de ureche, îl certăm un pic, dar nu prea apăsat ca să nu se supere tare și viața merge înainte, trebuie să avem simț așa și să ne fie milă. Iată cum s-a comportat Dumnezeu, cu un detaliu foarte mărunt. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el, Domnul, nu li-l poruncise. Domnul le spusese să ia foc de pe altar, nu să ia foc de acasă, să nu ia foc din altă parte. Au adus foc străin. Adică au luat niște cărbuni aprinși și au pus în cădelniță, dar nu de la altarul Domnului, ci din altă parte, poate de la ei de acasă sau dintr-un alt loc. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Vreau să pun următoarea întrebare. Câți credeți după aceea că s-au înghesuit să ia cădelnița în mână și să meargă la altar? Câți dintre toți preoții s-au dat câțiva pași în spate și au zis: Aron, noi n-am crezut că chestia asta e așa de serioasă. Caman, pentru atâta? Că am adus foc din altă parte? Așa de serios privește Dumnezeu lucrul acesta? Frați și surori, nu vorbim aici de păcatele poporului sau păcatele lor, că poate au mințit sau au furat, sau poporul a comis adulter, s-a închinat la idol sau alte lucruri pe care le-a făcut. Păcate în afara templului sau în afara cortului întâlnirii. Vorbim aici de un lucru mărunt. Au luat foc din altă parte. Și când au venit înaintea Domnului, Dumnezeu care este sfânt a zis: eu nu v-am poruncit așa ceva. Și a ieșit foc dinaintea Domnului, acolo unde se prezenta Dumnezeu. Dumnezeu se prezenta acolo ca să stea de vorbă cu marele preot. Și de data aceasta s-a coborât Dumnezeu cu foc și a stat de vorbă cu ei, i-a mistuit. Și au trebuit să îi tragă alții afară. Credeți că preoții și poporul a început să privească foarte serios chestiunea asta din ziua respectivă? Cam așa cum a început să privească biserica primară după ce Anania și Safira au căzut morți în fața lui Petru. Când ceva drastic se întâmplă, oamenii încep să ia în serios cuvântul lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu. Doar pentru simplu fapt că au adus foc străin. Scurt, o aplicație practică. Tu aduci foc străin, noi aducem foc străin pe altarul Domnului. E posibil să aduci foc străin pe altarul Domnului? Adică la închinare, acolo unde se adună poporul lui Dumnezeu, cine ar vrea să aducă foc străin? Focul străin e tot ce nu vine de la Dumnezeu și vine din afară. Tot ce-i lumesc și firesc și drăcesc. Dacă i-a dus aici, ai un foc străin. Care e focul străin care îl aduci? Nu știu ce ar putea să fie. Poate că e un fel de muzică nebună. Nu vreau să intru în domeniu, nu pot să intru în domeniu în seara aceasta, dar toți cei care vă ocupați de muzică, vă rog să studiați mai mult, să citiți mai mult. Eu acum mă pregătesc și citesc în domeniul muzicii. Vreau să mă educ, să citesc de la experți, de la oameni pregătiți, și dintr-o parte și dintr-altul. De la muzica voodoo a vrăjitorilor din Africa și până la muzica pe care o dă Dumnezeu ca și inspirație ca să-l aducă pe om în prezența lui Dumnezeu. De la voodoo și până la muzica prin care îl declarăm pe Dumnezeu și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, acolo vreau să studiez tot ce se poate în domeniu. Și poate că dacă n-or fi alții mai calificați și mai pregătiți ca mine în domeniul muzicii, care să prezinte o lecțiune, poate că am să fac eu, o să-mi iau îndrăzneala să fac lucrul acesta. Dar vreau să vă spun și credeți-mă când vă spun că în domeniul muzicii s-au adus focuri străine, s-au adus lucruri străine din lume.
nu acceptați minciuna diavolului, că muzica e nevinovată. Muzica e nevinovată. Depinde cum o folosești. Există muzică diabolică, drăcească, diavolească, de-a vrăjitorilor. Și există muzică care a venit prin inspirația Duhului Sfânt. Cei care aduceți muzică în adunare, verificați-vă înaintea lui Dumnezeu pe genunchi, cu post și rugăciune, să n-aduceți foc străin. N-are nevoie Dumnezeu în adunare de ceea ce este lumesc. M-aș bucura întotdeauna poporul lui Dumnezeu să se poată închina cu bucurie, fără foc străin. Ce s-ar putea să fie altceva foc străin? Învățătură, învățătura care nu duce la evlavie. Învățătura care nu duce la evlavie și nu duce la Hristos. Asta poate să fie și este foc străin. Orice învățătură declarată, proclamată de aici, care nu duce la evlavie, care nu duce la Hristos, e un foc străin. Ăia n-ar trebui să fie aici. Ar trebui să fie în altă parte, pe scenele politice ale lumii sau în oricare alt loc. Noi toți care am fost chemați de Dumnezeu să predicăm și să vestim cuvântul lui Dumnezeu, să ținem cont, mesajele noastre trebuie să ducă poporul la evlavie și înspre Hristos. Doamne, ajută-ne! Foc străin poate să fie ținuta străină. Nu intru în detalii că nu-i nevoie, nu vreau să predic în fiecare duminică despre îmbrăcăminte. Dar unele persoane aduc îmbrăcămintea lumească și drăcească și stricată. O aduc din lume la biserică. Ăsta poate să fie un foc străin. Întotdeauna puneți-vă întrebarea, ce zice Dumnezeu despre felul în care eu mă prezint înaintea lui Dumnezeu? Ați observat cu cât detaliu și lux de amănunte versetul 4 din cuvântul citit, Dumnezeu îi spune lui Aron cum să se prezinte înaintea lui, după ce spală trupul cu apă curată, apoi cum să se îmbrace, în mod specific, fiecare aspect și fiecare parte a îmbrăcămintei a fost prescrisă de Dumnezeu. Atenție, atenție, suntem în casa lui Dumnezeu, dar nu numai atunci, dar cu atât mai mult. Când ești în casa lui Dumnezeu, gândește-te, cugetă, crede că Dumnezeu e pe tron și că Dumnezeu e sfânt și că Dumnezeu are anumite cerințe cu privire la modul în care te prezinți înaintea lui Dumnezeu, mai ales dacă ești un copil al lui Dumnezeu, spălat prin sângele Lui, te-ai botezat în apă, te-a botezat Domnul și cu Duhul Sfânt, ești membru în adunare. Nu vorbesc despre cei din lume care nu cunosc, vorbesc despre cei care cunosc. Ai grijă, nu lua foc străin din altă parte, că prea mult te alimentezi de la Hollywood și de la Vogue și de la Cosmopolitan și mai știu ce reviste sunt. Prea mult te alimentezi de acolo, prea mult, asta e problema. Mulți dintre, poate nu de aici din adunare, dar din lumea creștină, mulți aduc focul străin din lume și îl aduc la adunare și nu place lui Dumnezeu. O să ne dați dreptate și peste 10 ani și peste 20 de ani. Cu cât să strică lumea mai mult, cu atât o să ne dați mai multă dreptate celor care am predicat împotriva acestor lucruri. Să se trezească poporul Domnului până nu este prea târziu. Ce s-a întâmplat cu legea aceasta a Vechiului Testament? Ce s-a întâmplat cu legea aceasta? Atâtea jerfe, atâta ritual, atâtea detalii, atâta sânge. Ce s-a întâmplat cu legea Vechiului Testament? Doar așa într-o paranteză mai lungă. Aș dori să ating trei aspecte foarte importante. Unii poate că vreți să le notați. Și dintre tineri, și dintre cei mai în vârstă, pentru că o să dea răspuns la mai multe întrebări. Astea o să dea mai multe răspunsuri decât o să creeze întrebări. Ce s-a întâmplat cu legea Vechiului Testament? Pentru că noi, așa dintr-o bucată, spunem, legea Vechiului Testament e zero. A fost înlocuită de Noul Testament și de jertfa Domnului Hristos. Toată legea Vechiului Testament este zero. Haideți să privim din nou puțin, cu alți ochi, să vedem ce s-a întâmplat.
Legea Vechiului Testament are cel puțin trei dimensiuni sau trei domenii sau trei sfere în care se include orice poruncă din Vechiul Testament. Toată legea Vechiului Testament se include undeva în aceste trei domenii. Primul este domeniul sau dimensiunea caritabilă, a dărniciei. Poporul lui Dumnezeu era obligat să dea. Să dea a zecea parte la templu și să dea după aceea în plus pentru săraci, să dea pentru văduve, pentru orfani, să lase din recolta lor, să lase pe vârful ramurilor, să lase colțul ogorului necules pentru străini, pentru orfani și pentru văduvă. Dar primele roade se aduceau la templu, se aduceau la cortul întâlnirii. O mare parte din lege se include aici. Ce s-a întâmplat cu partea aceasta? Hristos Domnul n-a desființat-o. Nu s-a atins de ea. Dimpotrivă, a întărit-o când i-a cerut lui Petru să meargă să prindă peștele și să dea darea pentru templu. Mai departe, apostolii n-au desființat-o, ci cuvântul ne arată că această parte caritabilă a legii a fost depășită, s-a mers mai departe în Noul Testament. Nu s-a redus, nici nu s-a desființat, ci a fost depășită. În Fapte, capitolul 4, în 34 și 35, aflăm că primii creștini și-au vândut averile și-au adus totul la picioarele apostolilor. Adică au dat totul pentru Domnul și pentru împărăția Lui. Nu s-a pus problema zeciuielii, nu s-a pus problema dărniciei cu zgârcenie. În 2 Corinteni, capitolul 8, versetele 3 și 5, vorbește apostolul Pavel macedonienilor, care a dat peste puterile lor, mai mult decât era omenește ca să dea, au dat. Și mai mult decât atât, în versetul 5, s-au dat pe ei înșiși Domnului. S-a desființat dimensiunea caritabilă a Vechiului Testament sau a fost depășită această dimensiune? Copiii lui Dumnezeu, în Noul Testament, copiii lui Hristos, creștini adevărați, depășesc ceea ce cere Dumnezeu în Vechiul Testament. Ei fac mai mult. Domnul se binecuvinteze, poporul Domnului. Apoi, dimensiunea morală. Dimensiunea morală. O mare parte din legea Vechiului Testament se ocupă de acest aspect. Aspectul moral. Trăirea în relație cu Dumnezeu și unii cu alții. Ce s-a întâmplat cu dimensiunea morală a legii Vechiului Testament? A fost desființată sau a fost întărită și îngustată? Întărită și îngustată. Fapte, rectific, Matei capitolul 5, 21 la 22 și 27 la 28, doar două pasaje. Un pasaj vorbește despre crimă. În lege se spunea să nu ucizi. Acum, pentru că suntem sub har, avem voie să ucidem? Că nu, e desființată partea asta a legii. Nu, ce s-a întâmplat cu ea? Ce a făcut Domnul Iisus cu această parte a legii? A întărit-o și a îngustat-o. El a zis, dacă urăști pe fratele tău, ești un ucigaș. Auzi, Hristos Domnul nu desființează porunca Vechiului Testament când are de-a face cu această dimensiune. Nu o desființează, o întărește și o îngustează. Merge mai departe în același capitol. În lege se spune să nu prea curvești. Ce spune Domnul Iisus? Acum suntem sub har, e libertate? Are voie omul să prea curvească acum? Nu. No. El a mers mai departe. Mai mult. Să nu privești la o femeie cu gând ca să o poftești în inima ta. Dacă te-ai uitat la ea cu gândul ca să o poftești, ai și prea curvit. O desființat legea sau a întărit-o și a îngustat-o? A întărit-o și a îngustat-o sau a desființat-o? Înțelegem noi acest aspect.
Mergem mai departe, tot în Matei, în capitolul 19, se vorbește despre divorț și recăsătorire. Moise ne-a dat voie să dăm o carte de despărțire și să lăsăm nevasta. Și Domnul Iisus spune, din pricina împietririi inimii voastre a făcut Moise lucrul ăsta. Dar de la început n-a fost așa. Oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat și acela prea curvește. Wow! Păi legea a fost aspră, dar ce spune Domnul e mai aspru. Așa de aspru li s-a părut ucenicilor și a zis, Doamne, dacă așa stă problema cu femeia și bărbatul, mai bine să nu ne însurăm. Așa spun ucenicii. Dacă așa complicată e chestia asta, așa serioasă, mai bine să nu ne însurăm. Cine poate să țină? Cei cu neputință la oameni, ei cu putință la Dumnezeu. Și Dumnezeu dă putere oamenilor să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Când e vorba de legea morală, dimensiunea morală a legii Vechiului Testament, ce-a făcut Domnul cu ea? A desființat-o sau a întărit-o și a îngustat-o? A întărit-o și a îngustat-o. Așa că să nu ne permitem să spunem, asta scrie în Vechiul Testament, nu ne interesează. Acum ajungem la treia dimensiune. Prima dimensiune e acea caritabilă, care a fost depășită, să merge mai departe în Noul Testament decât a fost în Vechiul Testament. Dimensiunea morală a fost întărită și îngustată. Și acum ajungem la treia dimensiune, care este a ceremoniilor, a jertfelor, a ritualurilor. Asta a fost abrogată, asta s-a desființat. Asta nu mai există. Cum ar arăta aici în parking lot, odată sau de două ori pe an, să stăm la rând cu țapii și cu viței după noi și să avem un loc acolo unde avem câțiva măcelari și haideți cu cuțitul înjunghiat. Cred că copiii n-ar veni în ziua aia la adunare. Ar fi vai și amar. Aspectul acesta legii s-a desființat, a fost abrogat. Nu mai există. Și revenim pe scurt, trecem peste următoarele puncte care arată gravitatea păcatului și cum acestea au fost desființate. Pentru că păcatul e un lucru grav, Dumnezeu a omorât pe cei doi fii al lui Aron. Apoi a dat porunci cu privire la jertfe și ritual specific cum să se procedeze. Pentru Aron, un vițel și un berbece. Vițelul pentru jertfa de ispășire și berbecele pentru arderea de tot. Pentru popor, doi țapi și un berbece. Țapii pentru jertfa de ispășire, unul dintre ei, unul lăsat viu și alungat în pustie cu păcatele poporului și berbecele pentru arderea de tot. Deci doi berbeci pentru arderea de tot, un vițel pentru Aron și familia lui și un țap pentru popor care să fie adus ca și jertfă și unul căreia să-i se dea drumul. Acest aspect al împlinirii legii ne arată imposibilitatea iertării. Nu exista iertare. Nu se putea ierta. Deși că la suprafață ni se pare că aici și așa Dumnezeu iartă, dar se vede că era imposibil ca să se ierte. Doi țapi erau pentru sorți. S-arunca sorții peste cei doi țapi. Unul pentru Domnul, unul pentru Azazel. Cum ieșea sorțul, așa era. Cel care era pentru Domnul era junghiat și era adus ca și jertfă de ispășire și sângele lui, împreună cu sângele vițelului, era stropit și în Sfânta Sfintelor și pe altar, după porunca Domnului. Celălalt care a rămas viu purta păcatele poporului. Doamne, dar de ce doi? Mi-am pus întrebarea să mă ajute Dumnezeu să înțeleg de ce doi și ce simbol au, ce semnifică. Unul trebuia să moară ca să se amâne pedeapsa poporului. Țapul acela murea, era jertfit, sacrificat
pentru ca Dumnezeu să mai amâie pedeapsa încă un an pentru popor. Și anul viitor era un alt țap care murea și Dumnezeu din nou amâna pedeapsa. Unul din țap trebuia să moară ca să se amâne pedeapsa lui Dumnezeu. Al doilea țap trebuia ca Aron să pună amândouă mâinile peste capul lui și să mărturisească peste capul țapului păcatele poporului. Și după aceea țapul să fie dus în pustie, undeva departe, afară din tabără, și lăsat acolo ca să poarte păcatele poporului în pustie departe. Unul, un țap, ia păcatele și le duce în pustie și celălalt plătește pentru ca Dumnezeu să amâie pedeapsa. Unde e iertarea? Unde e iertarea în astea două? Nu iertare. Și acum vine la viață cuvântul din Evrei, capitolul 10. Și haideți să citim câteva versete. Acum înțelege mai bine, zic eu, dacă am dat atenție, puneți Evrei 10 de la versetul 1 în jos, până la 12, avem nevoie și mergem tot așa. Acum cu luare aminte, citim acest cuvânt și înțelegem ce s-a întâmplat acolo și înțelegem ce s-a întâmplat în Noul Testament. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel n-ar fi încetat ele oare să fie adusă, dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate. Dar aducerea mintea păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe. De fiecare dată când murea un țap pentru popor, s-aducea minte de păcatele respective. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Mai departe, de aceea, când intră în lume El, Hristos zice: tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi: tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Mai departe, prin această voie, adică vin să fac voia ta, Dumnezeule, am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. În fiecare an un țap murea și altul era alungat cu păcatele în pustie și purta păcatele acelea. Și anul viitor la fel, și anul viitor la fel, și anul viitor la fel. Până când? Unde s-au oprit toate? Toate s-au oprit în Hristos. În Hristos și numai în Hristos are loc iertarea adevărată. Acolo s-a șters, acolo s-a iertat, acolo Dumnezeu uită, acolo Dumnezeu spală, acolo Dumnezeu curățește. De aceea, împreună cu iertare, Dumnezeu dă și vindecare, și împreună cu vindecare, Dumnezeu dă și iertare. Hristos Domnul, când a stat de vorbă cu slăbănogul care a fost adus înaintea lui: iertate țin păcatele, i-a spus Domnul Hristos, deși că el a venit acolo pentru că era olog și nu putea să umble, era slăbănog, n-avea putere în oase, în încheturi și în mușchi. Iertate sunt păcatele, spune Domnul Iisus. Și cărturarii și bătrânii și iudeii au zis: cine e ăsta? Cum adică? Cum adică să ierte păcatele? Iertate sunt păcatele, dar cine e ăsta? Acesta era cel care depunea jertfa, nu peste multă vreme, ca să plătească pentru păcatele lui.
Și Domnul Hristos declară în fața tuturor, ca să știți, ca să știți că Fiul omului are pe pământ putere să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, slăbănogule, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și slăbănogul s-a ridicat, a luat patul și a umblat și a dat slavă lui Dumnezeu. Păcat iertate și boală vindecată, amândouă, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce n-a reușit să realizeze Vechiul Testament și jertfele și ceremoniile și ritualurile la templu, a realizat Domnul Iisus Hristos odată pentru totdeauna, pentru toată omenirea, și am fost inclus și noi în această ispășire a Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Nu mai e nevoie de țapi, nu mai e nevoie de viței, nu mai e nevoie de tauri, nu mai e nevoie de sânge de animale. S-a vărsat sângele sfânt și desăvârșit și curat și neprihănit a Fiului lui Dumnezeu și prin El avem iertare. Dar asta nu înseamnă că toată legea s-a desființat. S-a desființat această dimensiune a legii care are de-a face cu ceremoniile, are de-a face cu jertfele, cu animalele, cu ritualurile. Această lege s-a desființat. Legea morală rămâne în picioare, legea dărniciei rămâne în picioare. Și noi trebuie să privim cu mare atenție, dacă Dumnezeu s-ar purta așa de aspru cu noi, nu știu câți dintre noi am mai fi în viață. Nu știu câți am mai fi în viață. Mulți dintre noi n-am mai fi aici. Dar pentru că Domnul e bun și nu marele preot Aron stropește cu degetul cu sânge, ci ne-a stropit Fiul lui Dumnezeu. Și prin această stropire ne-a dat dreptul să fim scriși în cartea din ceruri, în cartea vieții, cea mai importantă carte din lumea aceasta. Câtă vreme trăim pe pământul acesta, asta e cea mai importantă carte. Dar când plecăm din lumea aceasta, mai importantă decât cartea aia, e cartea din ceruri unde e scris numele tău și numele meu. Domnul să fie slăvit pentru harul său. Venim în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și aș dori să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune de mărturisire. Tu care ai făcut păcate mici, păcate mici, și a zis că nu-i mare lucru, ai reușit să realizezi încă o dată în seara aceasta din Cuvântul Sfânt cât de serios și cât de grav privește Dumnezeu problema păcatului? Tu care ți-ai permis să faci păcate mici, nici nu vorbim de cele mari, te așteaptă Dumnezeu să vii la poala crucii și să te mărturisești. Nu trebuie neapărat să te mărturisești mie sau unui frate păstor. Sunt și cazuri speciale în care trebuie să te mărturisești unui om al lui Dumnezeu, că așa a ales Dumnezeu, așa a hotărât Dumnezeu. Sunt cazuri în care e nevoie și tu trebuie să știi lucrul acesta. Duhul Sfânt trebuie să sensibilizeze urechea și inima să spună, acum cu păcatul ăsta tu nu poți să te duci mai departe. Trebuie să-l mărturisești cuiva. Dar în cele mai multe cazuri, noi avem obligația să venim înaintea Domnului și să-i spunem Domnului, Doamne, am păcătuit, iartă-mă. Problema păcatului e o problemă gravă. A rezolvat-o Dumnezeu prin Hristos, dar pentru tine personal numai tu poți să o rezolvi. Pentru mine personal numai eu pot să o rezolv. Asta nu se rezolvă de la sine, asta se rezolvă prin căință și prin pocăință. Doamne, ajută-ne să ne pocăim și de păcatele mici și de cele mari.